ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate ne împlinești vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiești pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile și fetele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, să te apere în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ei ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa Ta și arderea de tot a Ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima Ta și tot sfatul Tău să-L plinească, bucura ne vom de mântuirea Ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile Tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său puterea dreptei Sale. Auzi-L va pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui, unde se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi Te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui, ei datului și de voia buzilor Lui, nu L-ai lipsit pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui cu lună de piatră scumpă. Viața celor de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Că îi vei da Lui binecuvântare în veacul veacului, veselirile pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mina celui preanat nu se va clătina. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta se află pe toți cei ce Te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale, Domnul într-o mânia Sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfatul care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor înalți-te, Doamne, într-o tăria Ta cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,
cine izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, mirință binecredințoșilor creștini asupra cei potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dărindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău o armă de pace nebirită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O creditoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea rugăciunile noastre ceea ce ești bună, într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor birințe din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru prea fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și pentru preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar, Arhiepiscopii Bucureștilor, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte. Slavă Sfintei și Celei de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțite trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă într-o ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă într-o ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă într-o ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc. Mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-a adormit. Sculatul m-am că Domnul mă va sprijini.
Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe tot cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pre mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit ranele mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am cârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnind mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am de suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșucuri toată ziua cugetau. Iar eu, ca un surd, nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa, și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă răsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă cleveteau cărmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însetata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce cresc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperântul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă-ți Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă-ți Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă-ți. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, a ajuns am ca un om neajutorat între cei morți lobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta.
Pusă-mă în groapă cea mai de jos, într-un cel întunecat și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine, depărtată pe cunoscuții mei de la mine ajuns în mărăcine lor. Închisă am fost și n-am putut deși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat-am către tine, Doamne, toată ziua întins-am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni, sau cei morți se vă scula și te vă lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mie au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat-mă cu apă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu-i da toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoi se vor ca ale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecat tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ. Atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi, fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cel a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletele al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletele al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcându-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins-am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca să slăbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptatea ta scoate de necaz sufletul meu. Fă bunătate, desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru! Slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru preafericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteriei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robici, pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de toate casul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pe
sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De noapte plecă Duhul meu către tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Aliluia, aliluia, aliluia. Dreptate vă învățați toți cei ce locuiți pe pământ. Aleluia, aleluia, aleluia. Mistuire va cuprinde pe poporul cel învățat și acum focul pe cei potrivnici va mânca. Aleluia, întreiți sfânt cu care și
și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Ca desfrânata cade înaintea ta ca să iau iertare și în loc de mire lacrimi din inimă aduc ție, Hristoase Dumnezeule, ca să te milostivești spre mine și spre aceia mântuitorule și să-mi dai iertare păcatelor pe stricție ca și aceia. Izbăvește-mă de tina faptelor mele. Doamne, în cumânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți. La ziua cea înfricoșătoare, gândind suflete al meu, privechează aprinzându-ți candela ta, unde lemn luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va să zică, iată mirele. Vezi, dar suflete al meu să nu dormitez, ci să rămâi afară, bătând la ușă ca cele cinci fecioare, ci priveghind așteaptă ca să întâmpin pe Hristos, unde lemn îmbeșuga și-ți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Bucură-te ceea ce prin înger ai primit bucuria lumii, bucură-te ceea ce ai născut pe Făcătorul tău și Domnul. Bucură-te ceea ce te-ai învrednicit a fi Maică a lui Hristos Dumnezeu. Viața cuvioasei Maicii noastre Maria Egipteanca, scrisă de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului. Bun lucru este a ascunde taina împăratului și slăvit lucru a propovădui faptele lui Dumnezeu.
Așa a spus Îngerul către Tobie după minunata recăpătare a vederii și după acele primejdii prin care a trecut și din care a fost izbăvit pentru evlavia ce avea. A nu păzi taina împăratului este primejdios și vătămător, iar a tăcea despre faptele minunate ale lui Dumnezeu aduce primejdie sufletului. Pentru aceea și eu, cuprins de frica de a tăcea despre faptele lui Dumnezeu și temându-mă de primejdia asemănătoare a aceleia ce stătea atârnată deasupra slugii care a îngropat în pământ talentul dăruit de stăpân, fără să scoată vreun folos din el, nu voi tăcea despre povestirea sfântă care a ajuns până la mine. Nimeni să nu pună la îndoială cele auzite de mine, alcătuitorul acestei scrieri, și nici să creadă că istorisesc ceva care contrazice adevărul sau să se mire de măreția celor întâmplate. Departe de mine gândul să mint sau să falsific istorisirea în care Dumnezeu este pomenit. Nu mi se pare că este lucru binecuvântat să se cugete lucruri mici și nevrednice cu privire la măreția cuvântului lui Dumnezeu întrupat și să se pună la îndoială cuvintele celor care vorbesc despre măreția lui. Dar, dacă se află unii care la citirea rândurilor de față sunt oarecum izbiți de minunăția istorisirii și nu voiesc cu ușurință să creadă, și cu aceea Dumnezeu să fie milostiv, căci ei, uitându-se la slăbiciunea firii omenești, socotesc cu neputință de primit cele spuse în chip minunat despre oameni. Încep deci această istorisire. Cele istorisite s-au petrecut în vremea noastră și le-am primit de la un sfințit bărbat învățat din copilărie să spună și să facă cele dumnezeiești. Dar să nu atragă spre necredință pe cititori nici gândul că este cu neputință să se întâmple o minune ca aceasta în vremea noastră. Harul Tatălui, după cum a învățat Solomon, trece din neam în neam în sufletele cuvioase și face prieteni ai lui Dumnezeu și profeți. Este însă timpul să încep acea sfântă istorisire. În una din mănăstirile din Palestina era un bărbat împodobit în viață și în cuvânt, crescut din pruncie în nevoințele și faptele călugărești. Numele acestui bărbat era Zosima, să nu socotească cineva după nume, că vorbesc despre acel Zosima osândit odinioară ca eretic din pricina învățăturii sale. Altul este acesta și altul celălalt, iar deosebirea între cei doi este mare, cu toate că amândoi au avut același nume. Acest Zosima era drept credincios și dintr-un început a trăit ca monah într-una din vechile mănăstiri din Palestina. Râvnă avea pentru orice fel de nevoință pusnicească și a ajuns destoinic în orice fel de înfrânare. Nu numai că a păzit toată rânduiala predată de către cei care s-au nevoit spre o astfel de luptă, dar și el însuși a izvodit încă alte multe nevoințe prin care căuta să supună trupul Duhului, iar ținta nu și-a greșit-o. Și într-adevăr, bătrânul a ajuns atât de vestit în cele duhovnicești, încât adeseori mulți din monahii din mănăstirile învecinate, ba chiar și din cele îndepărtate, veneau la el ca să fie povățuiți în ceea ce privește înfrânarea. Cu toate că bătrânul avea o astfel de viețuire, totuși niciodată n-a trecut cu vederea studiul cuvintelor dumnezeiești, nici când se culca, nici când se scula, nici când ținea în mâini lucrul său din care își agonisea hrana. Iar dacă vrei să afli despre hrana gustată de el, îți voi spune că un singur lucru avea el care nu se poate ține ascuns și nici nu se putea termina, anume cântarea neîntreruptă a psalmilor și studiul neîncetat al cuvintelor sfinte. Se spune că bătrânul a fost de multe ori învrednicit cu vedenii dumnezeiești, fiind luminat de Dumnezeu, căci după cum a spus Domnul, cei care își curățesc trupul și sunt pururea veghetori, prin privirea trează a sufletului lor, văd vedeniile dumnezeiești ale luminării și primesc de aici arvuna binelui ce nu se ia de la ei. Zosima zicea că, din pântecele maicii sale, ca să spun așa,
a fost hotărât pentru viața de mănăstire, iar aici și-a îndeplinit pustnicească sa cale până la al 53-lea an al vieții. După aceasta însă, după spusele sale, a fost tulburat de gândul că ar fi întru toate desăvârșit și că n-ar avea nevoie să învețe ceva de la altul. Și după mărturisirea sa, gândea întru sine astfel: se află oare vreun monah pe pământ care poate să mă învețe un chip nou de pustnicie pe care să nu-l cunosc și nu l-am făcut, sau să fie în stare să mă ajute cu ceva? Se găsește oare vreun bărbat din cei care trăiesc înțelepțește în pustie care să mă întreacă în ce privește fapta și contemplația? Pe când spunea bătrânul acestea, i s-a arătat cineva și i-a spus: Zosima, bine te-ai nevoit, atât cât te era cu putință unui om, și bine ai dus la capăt pustnicescul drum. De altfel, nu este nimeni între oameni care să fie desăvârșit, dar lupta ce-ți stă în față este mai mare decât cea adusă până acum, deși nu o cunoști. Ca să știi însă că sunt încă și multe alte căi spre mântuire, ieși întocmai ca și Avraam, acel vrednic de respect între patriarhi, din pământul neamului tău și din casa părintului tău și du-te la mănăstirea ce se află lângă râul Iordanului. Îndată bătrânul, ascultând de poruncă, a ieșit din mănăstirea în care viețuise monahicește din pruncie și, ajungând la Iordanul cel între râuri sfânt, a fost condus de cel ce i-a poruncit în acea mănăstire în care Dumnezeu a hotărât să fie. Bătând cu mâna în poarta mănăstirii, a ieșit într-o întâmpinare mai întâi monahul însărcinat cu paza porții. Portarul l-a dus la stareț, iar el, când l-a văzut cu haina și cu chipul cuvioșiei, că-i face metania obișnuită monahilor, după ce i-a dat binecuvântarea, l-a întrebat: de unde vii, frate? Pentru care pricină ai venit la noi, niște sărmani călugări? Să spun de unde am venit, a răspuns Zosima, nu mi este de folos. Dar pentru folosință am venit, părinte. Am auzit despre voi slăvite și vrednice de laudă lucruri, cu putință să apropie sufletul de Hristos, Dumnezeul nostru. Frate, a zis starețul către el, Dumnezeu este singurul care vindecă neputința omenească și El însuși și pe tine și pe noi ne va învăța dumnezeieștile sale nevoințe și ne va îndruma să facem cele ce se cuvine. Omul nu poate fi de folos omului decât numai să ia aminte fiecare totdeauna la sine și să lucreze cu minte trează ceea ce trebuie, dobândind ajutor în cele ce face pe Dumnezeu. Dar dacă, după cum ai spus, dragostea lui Dumnezeu te-a mânat să ne vezi pe noi, smeriți călugări, atunci rămâi cu noi, dacă pentru aceasta ai venit. Iar păstorul cel bun care și-a dat sufletul pentru mântuirea noastră și cheamă oile lui pe nume, ne va hrăni pe noi toți prin harul Domnului. Acestea a spus starețul către Zosima, iar el a făcut iarăși metanie și a cerut binecuvântare. Și după ce a răspuns amin, a rămas în acea mănăstire. Zosima a văzut pe călugări strălucind în fapte și în contemplație, slujind Domnului. Cântarea era necontenită, privegherea tot timpul nopții, iar în mâini aveau neîntrerupt lucrul și în gură psalmi. Cuvânt deșert nu era printre ei. Grija de lucrurile lumești nu se afla la aceea. Veniturile ce se socotesc și se adună în fiecare an și grijile cu privire la viață, griji care au în vedere un câștig bănesc, nici cu numele nu erau cunoscute de ei, ci un singur lucru și cel din tâi era cel râvnit de toți, anume ca fiecare din ei să fie mort cu trupul, după cum au și murit odată și nu mai trăiesc pentru lume, ci pentru toate cele din lume. Hrană neterminată aveau cuvintele de Dumnezeu insuflate, hrăneau însă și trupul, dar numai cu cele de trebuință, cu pâine și cu apă, pe cât era fiecare înflăcărat de dumnezeiasca dragoste.
Văzându-le pe acestea, Zosima, după cum însuși a spus, se întărea foarte mult sufletește, pășind înainte spre desăvârșirea acei stătea în față și găsind împreună lucrători care să lucreze în chip bun voia dumnezeiască. După ce au trecut multe zile, s-a apropiat timpul pregătirii pentru Sfântul și Marele Post. Atunci monahii se curățeau mai dinainte pentru dumnezeiasca pătimire și pentru închinarea învierii lui Hristos. Porțile mănăstirii nu erau deschise niciodată, ci încuiate totdeauna pentru a face monahilor netulburată nevoința pustnicească. Nici nu era voie să se deschidă porțile, afară numai dacă vreun monah ieșea pentru vreo mare trebuință. Locul era pustiu, iar celor mai mulți dintre monahii din vecin le era a nevoie să ajungă aici din cauza drumului și nu numai greu de străbătut, dar și necunoscut. În mănăstire se păstra din vechime o rânduială. Socotesc, din pricina acestei rânduieli, Dumnezeu a adus pe Zosima la acea mănăstire care era rânduiala și cum se păzea, voi spune aici. În duminica ce s-a obișnuit să se numească întâi din săptămânile postului mare, să se vârșea Sfânta Liturghie ca de obicei și fiecare se împărtășea cu preacuratele și de viață făcătoarele taine și mâncau puțin, după cum era obiceiul. După aceasta se strângeau toți în biserică și făcându-se îndelungată rugăciune și multe metanii, călugării se îmbrățișau cu sărutare unii pe alții, sărutau și pe stareți făcându-i metanie și se rugau să le dea binecuvântare care să le fie de ajutor și de sfătuire nevoințele cele ce stăteau înainte. După ce se săvârșeau acestea, se deschideau porțile mănăstirii și ieșeau toți din mănăstire cântând cu dulce glas: Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Și celelalte stihuri ale psalmului. Ei lăsau de multe ori un paznic sau doi paznici la mănăstire ca să se păzească averea ce se afla înăuntru, căci călugării nu aveau ceva care ar fi putut fi luat de hoți, dar ca să nu lase biserica fără slujbă dumnezeiască. Fiecare își lua de ale mâncării după cum puteau și după cum voia. Unul lua cu sine pâine și pe măsura trebuinței trupului, altul smochine, altul finice, altul legume uscate, muiate în apă, altul nimic, ci numai trupul lui și rasa cu care era îmbrăcat. Se hrănea de câte ori firea îl silea, cu ierburi ce cresc în pustie. Și era păzită această rânduială și lege cu sfințenii de fiecare din ei, de a nu ști unul de altul cum se înfrânează și petrece celălalt. Îndată ce treceau Iordanul, se despărțeau unii de alții. Pustiul era mare și niciunul nu se întâlnea cu altul. Dacă unul din ei vedea din depărtare venind pe altul spre el, se abătea din drumul ce se ducea în altă parte. Trăia pentru el și pentru Dumnezeu cântând, neîntrerupt psalm și gustând din hrana pe care o avea la îndemână. Petrecând astfel toate zilele postului, se întorceau la mănăstire în duminica dinaintea sărbătorii de viață făcătoare învierea Mântuitorului, duminică pe care biserica a rânduit-o să se prăznuiască cu stâlpări. Atunci se întorceau fiecare, având rod al ostenirilor sale, conștiința sa, care cunoștea cum a lucrat și semințele căror osteneli a adunat. Și nimeni nu întreba pe celălalt cum sau în ce chip a purtat lupta ce i-a stat în față. Aceasta era rânduiala mănăstirii și ea se îndeplinea în chip desăvârșit. Fiecare dintre ei, când era în pustie, lupta cu sine însuși sub îndrumarea lui Dumnezeu, fără să caute să placă oamenilor și nici să se arate că se înfrânează. Căci cele ce se fac de dragul oamenilor și cele ce se săvârșesc pentru a plăcea oamenilor, nu se poate spune că aduc vreun folos celui ce le săvârșește, ci dimpotrivă mare pagubă. Atunci Zosima, potrivit obișnuitei orânduiele a mănăstirii, a trecut Iordanul, ducând cu sine puține
ale mâncării pentru nevoia trupului și rasa cu care era îmbrăcat. Canonul său de rugăciune și îl îndeplinea străpătând pustia și când trebuința trupului o cerea, gusta ceva. Noaptea dormea întinzându-se puțin la pământ, se bucura de puțin somn acolo unde îl apuca seara. Dis de dimineață, începea din nou să meargă, având totdeauna locuri aspre pentru mers. Și avea dorința, după cum spunea, să pătrundă în adâncul pustiei, cu nădejdea să găsească vreun părinte în stare să-l aducă spre ceea ce dorea. Și își continua drumul cu sârguință, ca și cum ar fi zorit spre o locuință cunoscută și faimoasă. A mers așa cale de 20 de zile. Când a venit vremea amiezii, s-a oprit puțin din mers și privind către răsărit și a făcut obișnuita rugăciune, căci obișnuia la hotărâte ceasuri ale zilei să-și întrerupă anevoiosul mers și să se odihnească puțin stând în picioare și să cânte psalmi și să facă metanii. Așa își făcea el rugăciunea. Dar pe când cânta psalmi și privea la cer cu o neîntreruptă privire, vede din colina din dreapta locului în care sta și se ruga pe la ceasul 12, ivindu-se o umbră ca un trup de om. Mai întâi s-a speriat și tremura din tot trupul, bănuind că vede o nălucire diavolească. După ce a făcut semnul crucii și a dat la o parte frica, căci rugăciunea ei se terminase, și a întors privirea și vede în adevăr pe cineva mergând spre miază zi. Vedenia era cu trupul gol, neagră la trup, înegrită, ca din pricina arșiței soarelui. Părul capului îi era alb ca lâna, dar și acesta puțin, încă nu trecea mai jos, încât nu trecea mai jos de grumazul trupului. Când a văzut asta, Zosima a făcut cu bucurie, s-a făcut de bucurie ca o floare și vesel de minunăția priveliștii, a început să alerge spre locul spre care se zorea și vedenia. Cu nespusă bucurie se bucura, căci în toată scurgerea acelor zile n-a putut să vadă chip omenesc, de animal sau de zburătoare, chip sau umbră pământească sau umbra vreunei viețuitoare. Căuta, deci, să cunoască cine este vedenia și din ce loc, pentru că nădăjduia că va vedea mari lucruri. Vedenia însă, când a înțeles că Zosima vine de departe spre ea, a început să fugă și să alerge spre adâncul pustiei. Zosima, ca și cum și-ar fi uitat de bătrânețe, ba încă ne ținând seama nici de oboseala drumului, se îndrepta zorindu-se să ajungă pe cel ce fugea. Unul urmărea, celălalt era urmărit. Mersul lui Zosima era însă mai iute, și încetul cu încetul a ajuns mai aproape de cel ce alerga. Când s-a apropiat încât putea să îi se audă și vocea, a început Zosima să strige și să dea drumul cu lacrimi la astfel de strigăte. Pentru ce fugi de mine, un bătrân și un păcătos? Așteaptă-mă, robul ai lui Dumnezeu, orice ai fi pentru numele lui Dumnezeu, pentru care locuiești în această pustie. Așteaptă-mă pe mine, neputinciosul și nevrednicul, pentru nădejdea pe care o ai în schimbul ostenelii tale. Stai și roagă-te și binecuvintează pe bătrân pentru Dumnezeu, căruia nu i-a fost scârbă de nimeni niciodată. Pe când Zosima, înlăcrimat, spunea aceste cuvinte, alergau amândoi spre un loc care avea înfățișarea unui pârâu uscat. Îmi dau cu părerea însă că acolo n-a fost niciodată pârâu, căci cum s-ar găsi un pârâu în acel loc, ci că locul a dobândit de la natură o astfel de înfățișare. După ce au ajuns amândoi la locul mai sus pomenit, făptura omenească ce fugea înaintea lui s-a coborât în vale și s-a urcat pe malul celălalt. Dar Zosima, obosit și nemai putând să fugă, a stat pe celălalt mal al locului cu înfățișarea de pârâu și a adăugat lacrimi la lacrimi și plânsete la plânsete, încât tânguirile lui puteau să ajungă până departe. Atunci arătarea trupească de pe celălalt mal a rostit astfel de cuvinte:
Părinte Zosima, pentru Domnul iartă-mă, dar nu pot să mă întorc și să mă arăt în fața ta astfel. Sunt femeie și, după cum vezi, goală, iar rușinea trupului meu o am neacoperită. Dar dacă voiești cu tot din adinsul să dăruiești binecuvântare unei femei păcătoase, aruncă mirasa cu care ești îmbrăcat, ca să-mi ascund cu ea neputința femeiască și să mă întorc spre tine și să primesc binecuvântările tale. Atunci, cu tremur și rătăcirea aminții, i-a cuprins pe Zosima, după cum spunea, când a auzit că îl cheamă pe nume. Căci bărbatul, fiind pătrunzător la minte și prea înțelept în cele dumnezeiești, cunoștea că dacă acea făptură n-ar fi fost luminată de harul profetic, negreșit că nu l-ar fi chemat pe nume pe el, pe care niciodată nu l-a văzut și despre care niciodată n-a auzit. Cu grabă, deci, a îndeplinit ceea ce i s-a poruncit și, dezbrăcând haina cea veche și ruptă ce o avea, i-a aruncat-o stând întors cu spatele, iar i-a luat-o și a acoperit unele părți ale trupului care trebuiau să fie acoperite mai mult decât altele. După aceasta se întoarse spre Zosima și zise: ce ți-a venit în minte, părinte Zosima, de a vedea o femeie păcătoasă? Ce vrei să afli de la mine sau să vezi la mine, de nu ai pregetat să te obosești atât de mult? Zosima, înclinându-și genunchii la pământ, cerea să fie binecuvântat după obicei, iar ea îi făcea metanie. Și amândoi se mișcau spre pământ, fiecare cerând să fie binecuvântat de celălalt. Nimic altceva nu se putea auzi de la amândoi decât binecuvintează. După multă trecere de vreme, a spus femeia către Zosima: părinte Zosima, ție ți se cuvine să binecuvintezi și să te rogi pentru mine, căci tu ești cinstit cu vrednicia preoției. Tu de mulți ani stai în fața Sfântului Altar și de multe ori ai săvârșit dumnezeieștile taine. Cuvintele acestea i-au adus lui Zosima mare frică și neliniște. Bătrânul tremura și era plin de sudoare și suspina, iar glasul i se tăia și grăi cu răsuflare greoaie și întreruptă: este lămurit, duhovnicească Maică, din felul tău de viață, că te-ai apropiat de Dumnezeu și că în cea mai mare parte ai murit pentru lume. Dar mult mai lămurit este harul dat ție, pentru că m-ai chemat pe nume și m-ai numit preot pe mine, pe care niciodată nu m-ai văzut. Dar pentru că harul nu se cunoaște din vrednicile pe care le are cineva, ci este obișnuit să fie cunoscut din darurile sufletești, pentru aceea, pentru Domnul, binecuvintează-mă și roagă-te pentru mine, care am nevoie de ajutorul tău. Supunându-se, deci, stăruinței bătrânului, femeia a zis: binecuvântat să fie Dumnezeu care se îngrijește de mântuirea oamenilor și a sufletelor. Și după ce a zis Zosima amin, s-au sculat amândoi din genunchi, iar femeia a zis bătrânului: pentru care pricină, omule, ai venit la mine păcătoasă? Pentru care pricină ai venit să vezi o femeie lipsită de orice virtute, afară numai dacă harul Sfântului Duh nu te-a călăuzit să îndeplinești cu timpul vreo slujbă de trebuință trupului meu? Spune-mi, cum viețuiesc creștinii astăzi? Cum cărmuiesc împărații? Cum este păstrată biserica? În puține cuvinte, Maică, a spus Zosima către ea, prin rugăciunile tale cuvioase, Hristos a dăruit tuturor pacea statornică. Dar primește rugăciunea nevrednică a bătrânului și roagă-te pentru toată lumea și pentru mine păcătosul, pentru ca să nu fie fără de rod întinderea pustiului acestuia. Ție ți se cuvine, părinte Zosima, i-a răspuns ea, să te rogi pentru mine și pentru toți, căci, după cum ai spus, ai vrednicia preoțească și spre aceasta ai fost rânduit. Dar pentru că datori suntem să facem ascultare, voi îndeplini cu dragă inimă porunca. După aceasta s-a întors către răsărit și, ridicându-și ochii în sus și înălțându-și mâinile, a început să se roage în șoaptă,
Glasul ei nu se auzea lămurit, așa că Zosima n-a putut să înțeleagă nimic din rugăciunea ei. El stătea, după cum spunea, cu privirile aplecate la pământ, tremurând, fără să rostească ceva. Zosima s-a jurat, luând pe Dumnezeu martor de cele spuse, că, ridicându-și puțin ochii de la pământ, a văzut-o în timpul rugăciunii ei, înălțată cu un cot de la pământ, încât se ruga stând în văzduh. Când a văzut aceasta, l-a cuprins mai mare frică și puternică neliniște. Nu îndrăznea să rostească ceva, ci spunea numai el însuși, Doamne, miluiește! În timp ce bătrânul sta la pământ, un gând de sminteală i-a trecut prin minte. Oare nu cumva este un duh rău și se face că se roagă? După ce femeia și-a terminat rugăciunea, s-a întors, a ridicat pe călugăr și a zis, pentru ce, părinte, te tulbură gândurile și te smintești cu privire la mine că sunt duh și că mă prefacă, mă rog? Fii de plin încredințat, omule, că femeie păcătoasă sunt și am fost de altfel întărită cu Sfântul Botez. Nu sunt duh, ci pământ și țărână și, într-un cuvânt, trup care n-a gândit nimic duhovnicesc. Spunând acestea, și-a pecetluit cu semnul crucii fruntea, ochii, buzele și pieptul, zicând astfel, Dumnezeu, Părinte Zosima, să ne izbăvească de cel rău și de lațurile lui, căci mare este puterea diavolului împotriva noastră. Când bătrânul a auzit și a văzut acestea, s-a aruncat la pământ și i-a cuprins cu mâinile picioarele ei, spunând cu lacrimi, te jur în numele lui Hristos, Dumnezeul nostru, care s-a născut din Fecioară, pentru care goliciunea aceasta o porți, pentru care ți-ai istovit trupul acesta, să nu ascunzi nimic robului tău. Cine ești? De unde? De când? Și în ce chip ai locuit în pustia aceasta? Nimic să nu ascunzi din faptele tale, ci pe toate să le povestești, ca să faci cunoscute mărețiile lui Dumnezeu, căci după cum este scris, ce folos are înțelepciunea ascunsă și comoara îngropată? Spunem toate pentru Domnul. Nu mi le vei spune pentru laudă sau pentru fală, ci ca să mă încunoștințezi pe mine, păcătosul și nevrednicul. Cred în Dumnezeu pentru care trăiești și ai viețuit, că pentru aceasta am fost călăuzit în pustiul acesta, ca Domnul să facă cunoscute faptele tale. Nu este în puterea noastră a ne împotrivi judecăților lui Dumnezeu, căci dacă n-ar fi fost bineplăcut lui Hristos, Dumnezeul nostru, ca să fii cunoscută de mine și să se știe cum te nevoiești, n-ar fi îngăduit să fii văzută de cineva. Nici pe mine nu m-ar fi întărit să merg atâta cale, pe mine care niciodată n-am voit și nici n-am putut să ies din chilia mea. După ce părintele Zosima a spus acestea și mai multe altele, femeia l-a ridicat de la pământ și i-a spus, mă rușinez, părintele meu, să-ți spun rușinea faptelor mele. Iartă-mă pentru Domnul, dar de vreme ce ai văzut trupul meu gol, atunci să-ți dezgolesc și faptele mele, ca să cunoști de câtă rușine și întinăciune este plin sufletul meu. Nu din pricină de a nu mă lăuda, după cum socoteai, n-am voit să-ți povestesc faptele mele, căci cu ce am mă lăuda eu, care am fost vas ales al diavolului? Știu însă că dacă voi începe să-mi povestesc viața, vei fugi de mine, cum fuge cineva de șarpe și nu vei suferi să auzi fapte nebune săvârșite de mine. Ți le spun fără să las ceva deoparte, dar întâi te jur să nu încetezi a te ruga pentru mine ca să găsesc milă în ziua judecății. În timp ce bătrânul lăcrima fără încetare, femeia a început povestirea vieții ei grăind așa. Frate, eu sunt deloc din Egipt. Pe când eram de 12 ani și trăiau părinții mei, am lepădat dragostea față de ei și m-am dus în Alexandria. Mi-e rușine să mă gândesc cum de la început mi-am stricat fecioria și cât de neînfrânată și nesățioasă mi-era patima împreunării. Dar este
mai cinstit ca să ți-o spun acum. Aceasta ți-o voi istorisi pe scurt ca să cunoști firea mea cea pătimașă și dorul meu după plăceri. Timp de mai bine de 17 ani, iartă-mă, i-am petrecut în dragoste publică, supusă fiind destrăbălării și, în adevăr, mă jur, nu pentru plată, căci n-am luat nimic de la cei care de multe ori voiau să-mi plătească acest chip de a-mi satisface dorința în dar. L-am născocit pentru a face să atrag luarea aminte a câtor mai mulți asupra mea. Iarăși, să nu mă crezi cumva că nu luam bani pentru că eram bogată. Nu, căci trăiam ca o cerșetoare și adeseori torceam câlți. Aveam însă o poftă nesățioasă și o dorință neînfrânată de a mă tăvăli în noroi. Aceasta socoteam că este scopul vieții, de a batjocuri neîncetat trupul. Ducând deci o astfel de viață, văd într-o vară mulți bărbați din Libia și din Egipt alergând spre mare. Am întrebat pe unul dintre cei care se afla atunci întâmplător lângă mine: unde se zoresc oare bărbații aceștia care aleargă? Acela mi-a răspuns: se duc cu toții la Ierusalim de sărbătoarea înălțării cinstitei cruci, care se prăznuiește peste puține zile. Oare nu mă vor lua și pe mine, i-am spus aceluia, dacă voi vrea să-i urmez? Dacă ai bani de drum și de hrană, nu te împiedică nimeni. În adevăr, frate, i-am spus, n-am nici bani de drum și nici de hrană. Dar mă duc și eu și mă urc într-una din corăbiile pe care le-au întocmit și mă vor hrăni, chiar dacă nu vor. Trup am și îl voi da în locul banilor de drum. Pentru aceasta am voit să plec și îți cer iertare, părintele meu, pentru ca să am mai mulți îndrăgostiți la cheremul patimii mele. Ți-am spus, părinte Zosima, să nu mă silești să-ți spun nerușinarea mea. Mă cutremur. Știe Domnul că te pângăresc și pe tine și văz duhul cu vorbele mele. Zosima, udând pământul cu lacrimi, a răspuns: spune pentru Domnul, maica mea, spune, să nu întrerup firul unei asemenea povestiri folositoare. Iar ea, reluând povestirea, a adăugat acestea: așadar, acel tânăr a plecat râzând când a auzit nerușinarea cuvintelor mele, eu însă, aruncând furca pe care o purtam, căci se întâmpla să o port din când în când, am alergat la mare, acolo unde vedeam că se zoresc oamenii, și văzând pe câțiva tineri, cam 10 la număr sau chiar mai mulți, ce stăteau pe țărm, bănuiesc că așteptau pe alți tovarăși de călătorie, căci cei care veniseră înainte se urcaseră în corăbii, cu trupurile și mișcările pline de viață și de putere, și părându-mi se îndestulător pentru scopul ce urmăream, am sărit cu nerușinare, după cum era obiceiul, în mijlocul lor. Luați-mă și pe mine, le-am spus, unde plecați, și nu vă voi fi nefolositoare. După ce am spus și alte cuvinte mai nerușinate, i-am pornit pe toți pe râs. Dar când au văzut stăruința mea în nerușinare, m-au luat și m-au dus în corabia pe care o aveau tocmită, căci între timp au venit și aceia din pricina cărora stăteau pe țărm. Din această clipă am început călătoria pe mare. Iar cele ce au urmat după aceasta, cum ți le voi povesti, omule? Ce fel de limbă le va rosti sau ce auzi va primi faptele săvârșite în corabie în timpul călătoriei? Cum îți voi povesti faptele pe care i-am silit să le facă nenorociții împotriva voinței lor? Nu există chip de destrăbălare din cele ce se pot spune și din cele ce nu se pot spune, pentru ca să nu fi fost învățătoare a celor nenorociți. Eu, părintele meu, mă minunez după cum n-a înghițit marea destrăbălările mele, cum de nu și-a deschis pământul gura și nu m-am cufundat de vie în iad pe mine, care am prins în lațuri atâtea suflete. Bănuiesc însă că Dumnezeu căuta pocăința mea, căci nu vrea moartea păcătosului, El este îndelung răbdător și așteaptă întoarcerea. Cu astfel de sârguință am ajuns în Ierusalim, iar în zilele petrecute în oraș, înainte de sărbătoare,
am făcut fapte la fel cu celelalte, dar mai vârtos și mai rele, căci n-am fost îndestulată cu tine pe care i-am avut pe mare și mi-au slujit pe cale, ci m-am folosit și de mulți alții locuitori din Ierusalim și străini, strângându-i pentru același scop. Când a sosit Sfânta Sărbătoare a Înălțării Sfintei Cruci, eu umblam ca și mai înainte de colo-colo ca să pescuiesc sufletele tinerilor. Foarte de dimineață însă am văzut și eu că toți aleargă la biserică. Am alergat și eu, mergând împreună cu cei ce se grăbeau, și am ajuns odată cu ei în pridvorul bisericii. Când a venit timpul dumnezeiești înălțări, mă împingeam în mulțime, silindu-mă să intru împreună cu poporul, și m-am apropiat eu ticăloasă cu multă trudă și năduf de ușa prin care se putea intra în biserică, unde se arăta lemnul de viață făcător. Când se pășesc pragul ușii, toți ceilalți au intrat neîmpiedicați. Pe mine însă m-a oprit o putere dumnezeiască, neîngăduindu-mi să intru. Iarăși am încercat, dar am fost respinsă și m-am văzut din nou stând singură în pridvor. Socotind că din pricina slăbiciunii femeiești s-a întâmplat aceasta, m-am amestecat iarăși cu alții și mă sileam pe cât puteam, făcându-mi loc cu coatele și mă împingeam, dar m-am ostenit în zadar. Când nemernicul meu picior a călcat din nou pe prag, biserica a primit pe ceilalți fără să împiedice pe cineva, numai pe mine nefericita nu mă primea, ci o putere mai mare m-a împiedicat, întocmai ca o mulțime orânduită de ostași căreia i s-a poruncit să-mi închidă intrarea și am rămas iarăși în pridvor. După ce am făcut și am pătimit aceasta de 3 și de 4 ori, am obosit și nu mai aveam putere nici să mă împing, nici să mă înghesui, căci trupul meu ostenise foarte tare din pricina înghesuielii. M-am întors deci, am plecat și am stat în colțul ușii bisericii. Abia atunci mi-a venit în minte pricina care m-a împiedicat să văd lemnul de viață făcător. Cuvânt mântuitor a atins ochii inimii mele, arătându-mi că noroiul faptelor mele a fost acela care mi-a închis intrarea. Am început să plâng, să mă tângui și să-mi bat pieptul, scoțând suspine din adâncul inimii mele. Pe când plângeam, văd deasupra locului în care stăteam că se afla icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și am zis, uitându-mă către ea cu statornicie, Fecioară Stăpână, care ai născut după trup pe Dumnezeu cuvântul, știu că nu este cuvincioș și binecuvântat ca eu, atât de necurată și atât de spurcată să văd icoana ta, a pururea Fecioarei, acelei curate, care ai trupul și sufletul curate și neîntinate, este drept să fiu urâtă eu, pierduta de tine, care ești curățenia, și să te dezguși de mine. Dar de vreme ce, după cum am auzit, Dumnezeu pe care l-ai născut, pentru aceasta s-a făcut om, ca să cheme pe păcătoși la pocăință, ajută-mi mie, singura care n-am pe cineva în ajutor, poruncește să mi se îngăduie să intru în biserică, să nu mă lipsești, să văd lemnul pe care s-a răstignit Dumnezeu cel născut din tine, care și-a dat propriul său sânge, preț de răscumpărare pentru mine. Poruncește-se până să-mi fie deschisă și mie ușa a dumnezeieștei închinării a crucii, Dumnezeului născut din tine. Te dau chezășuitoare, că niciodată nu voi mai pângări acest trup prin vreo împreunare rușinoasă, iar după ce voi vedea lemnul crucii fiului tău, mă voi lepăda numai decât de lume și de toate cele din lume și îndată plec acolo unde tu, ca o chezășuitoare a mântuirii mele, mă vei povățui și mă vei îndruma. După ce am spus acestea, am căpătat prin ardoarea credinței.